agitat? Ascult ce zice. Eu, profesor. Eu spun că el e agitat. Eu spun că lui sunt agitat. Vreau să mă antrenez foarte tare. El e agitat pentru că lui e fierbinte. Și îți înseamnă că ești nervos. Că e omul care e liniștit, dar nu e fierbinte. El e tot să îmbraci și în sweater. De atâta eu nu am sweater. Eu trebuie să-mi cumpăr sweater. Hello. Băieți, noroc lătesc, suntem la sală, zi de luni azi și după cum am spus, vreau să am bicepsuri brațe mari, vreau până la vară să am un 45 de centimetri macă, acum la mine e 41, o să am uitat să iau metru, o să întrebăm o știu Cristi dacă are, deci facem brațele, începem de sus în jos, a venit Ștefan, parcurs, el vrea să antrenează cu cei mai mocni. Și facem umerii laterali, jimul după cap cu bară. După asta o să facem tricepsul, și apoi bicepsul, și apoi supersetul. Și parcursul să mai vedem. Și facem, dar avem creatină și glutamin. Vitamina e pentru stimul nervos, pentru restabilirea stimului nervos. Greu l-o țeleagă, dăm două, da? Da, așa. Mă scup de creatină tot. Vitamin de șnie. Ia. Dar tu cine ai? Ce? De cumpărat? Nu, îl crezi pe asta. Fabra, că da? Luna asta? Da. Da. Nu ne-o scumat, da. Stai, am pierdut ceva? Asta are gust. Creatina nu trebuie mai bună, că am mulți pachetată. Și eu mai mult cred în glutamină decât în creatină. Dar creatina nu stai. Neapcam de lucru. Da, uite-ți pe capăi. Trebuie să vezi când eu fac, nu se grește. Vedeți cum faci Ștefan? Apoi nu-i drept cum faci. Așa. Am e drept? Nu-i drept, pare bun. Caroce, vreau să vă spun că este exercițiul preferat al lui Arnold. Și el e cu mult mai efectiv decât jimul în față, pentru că el îți voltă ăsta umerii lateral, nu umerii din față. Îți faci umerii lați și asta e tot ce trebuie la umeri, mai mult nu trebuie, nici un jim în frontale, nici în zadnie. Începem cu dânsul și după asta facem trițuca. Da. Tak, Siroci, ce am eu în geantă? Sport Speed, carte, eu am luat cu mine pasta aia, chiar dacă nu știți, eu pe leu mă ies. Și? Colțuni în caz, dacă colțuni miroase. Bun, frumos. A popcorn. Așa. Încă o carte, eu nu citesc, dar pe album eu le por. Da, și mai eu. O, asta e bună treabă. Cea mai bună treabă. Dacă nu-ți speli, asta îți prinde ghine. Și lemși diferite. Lemși. Pre-workout. Și poate de dat unul pe dat. Ia că vezi, faci. Faci abzor de geantă și găsești ceva bun. Găsești. A, și încă o perie de colțuni. O, normal. Normal, da. Asta cu interesant și am eu un geant, un sportiv. Chimii n-am, nu mă gândesc. Thank you.
Ce pățin? Oleac și răscnări. Asta a fost setul. Setul de pic. Ce vreau zic? Cacii ceva. Cacii tare. Am aici 70 kg. Și mă mai fac un set de ăsta tijoli. La 7-6 repetări. Și e zi de luni și e straniu să încep ziua de luni cu brațele. Pentru că e grupă de mușchi secundară. Dar cum am spus, eu vreau să am brațul mare frumos. Pentru că vreau să am cor frumos, dar pentru asta necesită niște forme frumoase la brață. Și vreau să vă întreb pe voi, câți de voi vreți să începeți să vă antrenați cu sport? A? Câți au zis că am urși după anul nou începem să antrenăm și nu fac asta. Am vrut să spun că e tot de aici, începe tot de la capul tău, dar deși tu n-ai să începi să te antrenezi, tu n-ai să începi și ceva și ți-ai pus în plan din cauza că tu pui asta ca suferință. Am mai spus mai din că asta trecut, în vlogul trecut. Până tu n-ai să pui asta ca plăcere, tu n-ai să te ocupi din asta, tu n-ai să te apuci. Adică tu duci la sală, nu să-i primești suferință ca să te antrenezi. Dar trebuie să te gândești că urmă să primești plăcere de la antrenament. Eu primesc plăcere la moment. Eu primesc plăcere că eu vorbesc cam aici. Eu o să mă antrenez, eu o să împing amuși în sus. După asta să mai zic așa, să am umerii pompați. O să fac așa un double biceps și ăla și e frumos, înțelegeți? Asta atât e plăcut, dar tu poți să te uiți că asta e greu, pentru cine îmi trebuie, mai gândi să stau în pat și mănânc niște pelimeni. Dar unde se duc tot asta? Mai ales dacă tu ai 20, dar la 40 cum mai serios. Așa că hai să facem set. Încălzește corpul și încă spatele se împărdează tare. Ștefanul a renunțat la exercițiul ăsta că el e greu. Nu trebuie să-l pot face, numai și e puternic, clar. Și vă zic eu vouă asta, în primul rând, e zecnie. Să se părească aici la mine, capșurul ăsta meu. Pentru că eu tare des, vreau să mă odihnesc și eu. Să nu... Câteodată nici nu mă antrenez. Dar încă să mai filmez și vă arăt și vouă. Asta e parte dublu greu. Dar e dublu? Plăcere. Îmi place când stai îmbrăcat și că tare tu ții minte așa de acasă că ești ploschi tipa. Fără pump și mușchi când te pompezi singur cu tine fie ești ui plin și să-mi fac mușchi tipa. Îți place. Să tuiți în oglindă. Asta e pe moment, pe două ceasuri și după asta tăți vin la lume. Iată la vine. Cancioc. Thank you.
bine de tot. Vedeți că ai fumă ochiului? E parcă am, da. Vedeți că Ștefan faci? Dar de câte ulei ai pătat? 15. Tot 15 ulei faci? Da. Da. 7. Crezi că îi faci? Da. 8. Eu tot cred. Eu tot cred. 9. Mai scurt e cam mai greu să tări greutățile din capul cealaltă să le încoași. 40, 40 ce am făcut 15 și să sir mai mult, așa că e ceva. Am făcut așa ceva. O mută. Deci 20, 40 și asta are vreo 700 kg. 46, bine? Dacă îți fac 12 înseamnă că mai pun încă 5. Încălzăm biceps. Cât capul lui Ștefan. Vreau să spun că facem bițuha. Biceps facem cu apucături mai late. Să dezvoltăm picul la mușchi, la biceps. Asta. Pentru asta trebuie să pui și mai lat, decât așa. Să vezi, da? Așa e normal, dar așa. Și acum dezvoltăm picul. Și acum mai punem și 60 de kg. Și facem la 5-6 repetări. Pam, pam, pam. Dubel 2. Pe canalul lui, el trebuie să arăte că el e cel mai mușchios. Și canalul meu, eu am să arăt că bicepsul meu e mai mare. Pentru că a lui să-l pun la un metru în urmă. A, ia ca cine era, eu nu povesteam la clienții mei că eu când mă antrenez, mă antrenam cu cineva și când era greu, că spuneam, și gine. Și după aceea m-a întrebat, dar și gine aici. Să ne aducem aminte, cine spune asta, da? Asta, el, mă antrenez cu tot și eu când mi-e greu și zic, și gine. Asta tip, și vezi gine, și eu înțeleg. Mă întrebai pe asta, dar și gine. S-a antrenat tot așa de greu și eu nu înțeleg și ce gine. Măi, cai! Analizat. Ați văzut, este video TikTok unde tot la sală, cacioc și acolo prin какая-то programă, filtru, îi faci cioarele așa ca sârnicul, dar aici tot e mare. A fost mult. Abia ca ție să-ți facă mușa așa. Dar altin ce așa e. De asta el постоянно vine în pantaloni. Este mult, gadki ia. Da, da, da. De asta el vine în pantaloni. El și Cristi vine în pantaloni. Da? По альбом. Ой, техника ну и буна, конечно, да. Important сервич. Там куда дойду мой жест на репортанс.
facem am un șocan, șocanel la triceps și șocanel la biceps. Culcat. Stau în așeza. Da. 20 kg. Asta e bomba pentru braț. Am așa să vedeți. Am luat 20, dar se pot face principal. Ultimul set îi dau drop set. Șocanelul 20 kg 10 repede. 20 kg după asta 10 repede cu 15 kg. Și apoi încă 10 repede cu 10 kg. Unul după altul în descrește. Și apoi bicepsul fix așa ieși. Biceps. Ia, șoche. Asta-i ghibeloc, Tarzan. Hasn't made this.